noi avem și stupină de producție, eu îmi depopulez stupina mea de producție să-i alimentez sub pușorii lui nevastă mea. Da, da. No, faceți-vă treaba. Și eu am crescut la un moment dat Regine și Roiul la Târgu Jiu. Au fost vreo 2 ani, 3 ani în care am trăit exclusiv numai din alpine. Dar pe urmă trebuie să abordez și alt mod de agricultură. Da, omul să mișcă după cum poate și cum îi se ivesc oportunități. Da. Și cel mai rentabil și România a fost tot pe zona asta de Apelarni și de Lăptișor. Deci, nu. Da. Deci asta am văzut-o ca și rentabilitate. Noi n-avem așa mare cerere, dar e la cerere de lăptișor. Eu nu dau miere la procesator, nimic. Noi ne desfacem totul singuri. Da. Am un portofoliu de desfac în jur de 3 tone de miere pe an. A, super, super. Da, da. Și am niște clienți captivi de ani de zile, tot ăia și din străinătate, dau miere și în Italia, dau miere și în Germania și în Elveția. Înainte luau cu borcanul, că la origine român. Luau cu borcanul, acum iau cu bidonul. Da. Când eram în Târgu Jiu, am avut ocazia să am piață pe Scoția. Și cât am avut salcâmul de deal și... A, și am și în Suedia. În Suedia am 2 din Suedia. Eu nu știu ce fac cu atâta miere. Cred că o revând. Că iau cantități destul de mari. Da. N-am să le dau câte îi refuz. Că ce se întâmplă aici e următorul fenomen. Trebuie să ții clienții, să tot timpul să ai când își cere. Că dacă nu, se duce în altă parte. Absolut, absolut. Și să nu-i dai țeapă. Că dacă i-ai dat o dată țeapă, gata, l-ai pierdut. Da, clar, da. Că de-aia eu nu-mi permit când îmi termin mierea să iau miere de la alții să o revând. Că mi-e frică, nu știu ce e nea. Eu vă spun sincer, aveam din Prahova, foarte clar, nu știu în ce zonă era Târgoviște, clienta respectivă, că niciodată nu ne-am cunoscut. Cumpăram miere de la mine printr-o intermediară. Așa, o doamnă deosebită, amândouă doamne deosebite. Și eu într-un an n-am avut miere de rapiță. Și am cumpărat de la un coleg și i-am dat miere de rapiță. După anul acela n-am mai cumpărat de la mine. Păi da. Că cine știe ce? Că nu v-ați dat seama imediat, că nu-ți dai seama ce iei. Doamna a spus foarte clar, orice lot de miere pe care eu i-am livrat sau faguri cu miere sau ce am mai livrat, ea a făcut probe, a luat analize. Nu știu ce a găsit în acea rapiță, nu a comunicat cu mine, că nu aveam o comunicare directă, era o doamnă colegă. Nu cred eu că a făcut substanțe toxice, să faci cu să... I-a făcut umiditate, i-a făcut încărcătura polenică, de acolo o prinde. Nu știu. Noi avem microscop la țară. Nu știu ce a făcut însă, dar știam că îi face analize. Și eu am mers pe încredere că era un coleg deosebit și am zis că asta este. Și nu îl cumpăra undeva la 70 de kilograme de miere de rapiță. Și la 25 de da, și eu am o familie de tenismen de undeva lângă București. Așa. Din Ilfov. Da. Care iau tot așa. Iau cu bidoanele. Noi dăm în bidoane de-astea de plastic alimentar. Da. De 7, sunt 5 litri și intră 7 kilograme. Da, 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 da. Și tot ia, aproape la 2 luni, ia cât un bidon, 2 de alea. Acum s-a învățat și la mană. În cazul că cu mana eu n-am mană totdeauna. Așa. Acum am refuzat-o ultima dată. Zic, mană nu mai am, așteptăm și când vine. Păi... Doamna Cristina, sunt cu domnul profesor și l-am conectat pe dânsul și m-aș bucura dacă am reușit să... Ați reușit să o luați pe Cristina? Așa, acum suntem cu vorbire cu doamna Cristina. Da, doamna Cristina, da. Vreau să vedem dacă abordăm conectarea prin TeamView sau cum considerați dumneavoastră. Prin TeamViewer, acea aplicație pe care vorbea Sebastian Ecovici. Care este adresa dumneavoastră de mail? Imediat. Așa. PK Moraru, da? Vera? Da? Vino puțin. Așa, Aru. Mai fă-mi o cană de ceai. Ne sete în continuu. Da. Nu, stau bine aici. Eu am notat adresa. Dumneavoastră puteți deschide aplicația Hangout? Sau este nevoie să intru eu? Cum considerați? Stau bine.
Dacă nu, deschideți aplicația TeamViewer și intru eu și vă conectez. Da. Deschideți și să-mi dați codul. Domnul profesor, o să dureze vreo două minute pentru a introduce și pe doamna Cristina în sala de emisiune. Da, nu e nicio problemă, eu aștept. Un moment. Îmi trebuie întâi să-mi dați ID-ul. Da, da. 1-8, da. 2. 7-7. 8. Stai și tu aici. 0-7. Da. 074. Așa, imediat. Da. Ermi. Da. 52. Pi. Da. 3. Ăstea-s mici. Da. Da, da. 74. Cone. Cam e mare. Așa. F mic. 52 K, pardon, I, K, 3, ia să vedem dacă am de voi. Da, perfect. Așa, dacă am intrat. Așa, vezi dumneavoastră aici aplicația asta aici. Așa. Facem așa, deci notăm aici. Am. Asta, gaut. Da? Intrăm pe hangout aici. Așa, și eu vă trimit acum un apel. Imediat vă trimit un apel. Că dumneavoastră... Da, închidem TV-ul atunci când suntem gata. Dar imediat să vă le deschid eu, să vă introduc în emisie. Un moment. Așa. În momentul de față, trebuie să vă spun. Da, nu mă văd că nu spun. Trebuie să vă spun aici, imediat. Stați că fac altă variantă. Vă trimit pe mail. Și luăm din mail aplicația. Așa. Deci, PK Moraru. Da. Da. Eu v-am trimis un mail, îl găsim imediat. A, uitați aici. Așa. Și aici, noi facem așa. Automat se va deschide. Suntem de acord, pifăm aici, ok, că nu mergem mai departe, ne intrăm în emisiune și sunteți alături de noi. Perfect. Gata. Da, vedeți în viu. A, uite, domnul Iorgenche. Eu îl închid acum, am imediat. A, la televiziune. Ok, închideți telefonul. Gata. Perfect, suntem împreună în cameră. Și ce ușor a fost. Mă bucur că domnul profesor a avut ajutor acolo și a vrut să ne conectăm. Și mă bucur că pe dumneavoastră am reușit să vă introduc o aplicație respectiv remote control. Da, mă auziți acum, da? Da, da, vă aud. Ei, perfect, super, excelent. Deci este și doamna Cristina alături de noi, este și domnul profesor. Să rămână, doamna Cristina. Bună seara, domnul Iordache! Mă bucur să fiu cu dumneavoastră împreună aici la domnul Nistor. Mulțumesc! Da. Nu așa e. Perfect. Mi-ați trimis materialele alea. Nu le-ați trimis. Vi le trimit. Lucram la ele, da. Da. Numai puțin că îmi sună un telefon. Așa. Gata, s-a rezolvat.
eu aș vrea ca în timpul emisiunii să avem o interacțiune între dumneavoastră și să discutăm foarte blenger, încât cei care ne vor urmări să poată să prindă ideile cele mai importante. Spuneam că emisiunea aceasta va avea ca și temă principală ideea aceasta, cum putem proteja Alpina Carpatina, dar nu numai ipotetic. Mie mi se ridică personal câteva întrebări. Una dintre ele este, există Carpatina și unde este? Asta este o întrebare pe care o am. A doua întrebare eu o am, o putem proteja într-un mod real sau doar pe hârtie? Și ce abordare avem în protecția Albinei Carpatine? Avem o abordare care poate deveni operațională și pe ce criterii măsurăm conceptele de conservare și ameliorare a Albinei Carpatine? Astea vor fi lucruri care pe parcurs emisiunii voi încerca împreună cu dumneavoastră, cu domnul profesor Urache, cu dumneavoastră, doamna Cristina și cu ceilalți să le putem dezvolta pe înțelesul apicultorilor de rând. Și păstrând totuși o conduită științifică. Aș vrea să interacționăm, să putem da. Lucrurile acestea. Cam așa ceva aș vrea să fie, să zicem, orientarea largă. Specific pot să apară întrebări abordate din partea fiecăruia și să putem aborda Vă felicit, domnul Nistor, pentru această idee. Trebuie să salvăm Carpatina acum cât se mai poate. Cât mai e ce să salvăm. V-ați foarte bine. Asta este o întrebare. Dar foarte bine a venit emisiunea asta cu ideile astea care le spuneți dumneavoastră. Aceasta este o întrebare pe care mi-o pun. Mai avem ce să salvăm? Fiindcă mai avem, cât nu e prea târziu. Eu îmi doresc să pornesc camera să fie. Problema e că nu mai are cine să facă acest lucru. Din perspectiva mea personală, lucrul acesta este treaba guvernului și a ICDA-ului. Prin o fermă sau mai multe ferme de elite puse la punct într-un mod științific, organizate și operaționale. Asta este opinia mea personală. Treaba asta nu trebuie să rămână la o asociație oarecare, trebuie să fie într-un mod, într-un program guvernamental. Și când vorbim de Carpatină, când vorbim de albina noastră, trebuie să fie un program guvernamental foarte bine finanțat. Trebuie susținut și financiar. Nu numai cu hârtii. Așa este. Nu numai cu. Aici este punctul pe ei. Deci, că eu tot am spus și le-am spus și lor în față când am fost. Când mă întâlnesc cu cei de la ANZ, cu domnul director general Lelior, cu la ministru, așa le-am spus. Ei când aud de bani, se uită pe sumasă că le-a căzut guma sau creionul. Totul ei vor să rezolve cu hârtii. Nu se poate numai cu hârtii. Da. Eu o să povestesc ce am văzut în Elveția, la Zurich, că acolo există o asociație care protejează. Aceasta va fi o întrebare, fiindcă dumneavoastră sunteți un om umblat și ați putut să vedeți mai multe perspective. Este perspectiva elvețiană, este perspectiva austriacă, este perspectiva nemțească. Da, am fost și în Austria și în... Și există perspectivă. Am fost în Austria de vreo 3-4 ori la președintele, era pe țară atunci, domnul Ulz, președintele Asociației Apicultorilor, că au numai două asociații, nu ca la noi peste 200. Da. Eu știți, acum au o asociație de profesioniști și una de hobbiști. Da. Iar aici va fi o abordare pe care noi trebuie să o avem în discuție. Se poate demarca apicultura din România între apicultura de pasiune, de hobby și apicultura profesionistă? Asta este o discuție. Ar trebui. Și o altă discuție care privește tot așa segregarea apiculturii ca și aspect general, apicultura care privește producția și apicultura care privește partea aceasta de conservare și ameliorare a Carpatinei. Viața în România, deci viața inclusiv speciile, sunt susținute de albine. Deci noi nu trebuie să zicem numai să ne facă miere sau alte produse, să ne susțină viața, că dacă dispare nu ne susține viața. Absolut. Asta e principala ei destinație. Să asigure și biodiversitate și... fiecare vede prin interesul lui. Da. În emisiuni, indiferent ce tematică, am căutat să urmăresc câteva idei principale.
Dacă am putut să scoatem în evidență produsele stupului, sau cum l-am numit eu, tezaurul stupului, să vorbim colateral și despre produsele stupului. Al doilea lucru, sau nu neapărat în ordinea aceasta, dar ăsta a fost prioritățile mele în emisiune. Am ridicat, punând punctul pe ei, că este nevoie de o pregătire profesională la nivelul apicultorilor, indiferent că sunt apicultor de hobby sau sunt un profesionist, am nevoie de pregătire profesională și trebuie să-mi aloc timp și resurse financiare și nu prioritate. O școală apicolă, domnul Nistor, învățământ apicol, da, care nu există. Da. Și apoi, așa cum spuneați dumneavoastră, nu în ultimul rând, apicultura prestează, produce cel mai superior și calitativ serviciu ecologic pentru agricultură și pentru toată societatea. Polenizarea. Exact. Și ăsta, acestea au fost dezideratele pe care asta e destinația ei principală. Da. Polenizarea. Prana. Pentru susținerea vieții pe pământ. Da. Da. În discuția noastră, cu toate aspectele științifice sau abordarea, vreau să ating aceste obiective, să discutăm cât de important este albina pentru viață, să discutăm cât de important este ca apicultorul să fie pregătit profesional și să cunoască albina. Aseară când eu acum mă aflu în Schellenberg. Am ajuns la Sibiu, mi-am băgat mașina în servis, soția mea este sibiancă, și a trebuit să-mi fac niște acte pentru a pregăti plecarea mea în Franța. Și am avut ocazia să întâlnesc și apicultor, a dorit neapărat să ne întâlnim, să bem o cafea. E vorba de domnul Laurențiu Cotar, doamna Cristina. La Samba, acolo, sau unde se întâlnesc ei? Nu știu, nu la Hamba. No, nu, eu m-am întâlnit într-o cafenea cu domnul Laurențiu Cotar. Dânsul este vâlcean, este de pe lângă Horezu. Aha, mă cunoaște bine. Bineînțeles. Și am băut o cafea împreună. Și la un moment dat, din multele discuții care le-am avut, a trebuit să merg din Pepen și să spun: domnul Laurențiu, nu se poate să discutăm fără să cunoaștem albina și să înțelegem de ce. Era acea poveste în care se izolează matca în timpul culesului. Domnule, cu ce scop îl faci treaba asta? Păi se mese toată albina la cules. Înseamnă că dumneata nu înțelegi albina și nu înțelege etapele de dezvoltare albinei. I-a dezorganizat viața stupului. Bineînțeles. Da, și am căutat să întârzi la următoarea mea întâlnire, încă o jumătate de oră, ca să îi pun sare în gură, cum se pune la cal, pe ideea în care să învețe și să înțeleagă cât de important să înțeleagă albina. De când devine ou, până când ea a murit. Și din păcate biologia albinei e foarte necunoscută pentru unii apicultori. Fiziologia și anatomia, și apoi când vorbim de biologie, sigur, nu înțeleg niciodată, nu înțeleg pulzi între dânși și nu înțeleg relația între indivizi. Nu înțeleg comunicarea hormonală. Deci nu poți să faci apicultură dacă nu știi biologie la albină. N-ai ce căuta. Trebuie să știi. Domnul Nistor, mai e un fenomen, că discutăm de protecția rasei. Mai e un fenomen, toate despre genetică. Și dacă stai de vorbă mai în amănunt cu ei, din ăștia nu știu dacă 10% știu ce aia genetica. Că ei n-au înțeles că trebuie să și studieze principiile genetice ca să poată să intre în acest mecanism foarte complicat. Da. Este o realitate și lucrul acesta și de asta, prin acele scurte emisiuni, dacă ați văzut. Iar școlile, că revenim înapoi, sunt foarte multe firme care oferă cursuri ca să dea certificatele alea de apicultură. Fac cursurile alea ca să încaseze niște bani și nu interesează. Dacă ăla și-a plătit taxele, îi dă certificatul. S-a dus sau nu s-a dus, îl dă. O mare tâmpenie că s-a desfințat liceul apicol. O mare tâmpenie.